ce ai făcut ca să-ți spun cine ești. De profesie economist, senatorul de Dâmbovița, Leonardo Badea, nu s-a descurcat prea bine la propriile calcule. Dacă aruncăm un ochi peste declarațiile de avere ale celor care ne reprezintă în Parlament, Leo Badea, așa cum îi spun prietenii, pare a fi cel mai sărac. Deține doar un apartament în municipiul Târgoviște, împreună cu soția sa, două autoturisme și cam atât. Se pare că senatorul nu are nici măcar un teren pe numele său. Cu această declarație de avere a ajuns în Parlament în anul 2012, iar în anul 2016 bunurile sale arată la fel. Se adaugă doar veniturile din indemnizația de senator, 60.126 de lei pe an. Despre averea senatorului ne-am lămurit, în ciuda studiilor sale. Leonardo Badea este doctor în economie, domeniul contabilitate, cu studiile stă bine, conform CV-ului politicianului. Este licențiat în finanțe, asigurări, bănci și burse de valori și a urmat chiar modul intensiv în securitate și bună guvernare la Colegiul Național de Apărare. Degeaba, spune electoratul. Din 2012 este senator și secretar al Comisiei Buget-Finanțe din Senat. Dâmbovițenii însă nu-l văd ca pe un politician de mare succes. Nu vi se pare cunoscut? Nu. Posibil să fie vreun actor? Brenciu. Brenciu, credeți că este? Uitați-vă cu atenție. Ele. Să am un radio pe care să-l gătim. Horia Brenciu, credeți că este? Da. L-ați văzut la televizor? Da. De mai multe ori? Da. Și ce face acest Horia Brenciu? Nu l-am mai văzut de mult, că el era cândva cu TVR1, el. Acum nu prea mai îl știu pe TVR1. E tata, mă-ntreabă, Horia, ce ai de gând cu viața ta, băi? Da, seamănă cu Brenciu. La păr așa, la coafură. Seamănă cu Brenciu? Da. Dar la coafură. Și la gură. Și la gură. Oh, yeah. Nu-l cunosc. Uitați-vă cu atenție. Păi, dacă nu-l cunosc. Recunoașteți pe acest domn? N-am idee. Uitați-vă cu atenție. Bob. E bine. Păi da. L-ați văzut vreodată? Poate pe la televizor? O fi, dar nu-mi dau seama. Poate fi actor, cântăreș, ce credeți că este? Brenciu? Brenciu? Se pare că seamănă cu Brenciu? Parcă așa cred. După păi, Brenciu este cântăreț, nu? Da. L-ați văzut cântând? Da. Cine e? Uitați-vă cu atenție. În primărie, de unde? Din primărie de unde? De aici? Pe la București. Nu. Cine credeți că este din primărie? Nu. Primar? Nu e primar. Dar? De cunoscut așa. Oh. Zicea cu ea că e Horia Brenciu, nu are cum să fie. Dar? E un actor? E un... Cred că da, un actor sau un primar din unele din sectoarele din București sau prin reclame. Reprezintă și colegii din care faceți dumneavoastră parte, toată zona de nord a județului Dâmbovița. Probabil că l-ați votat în decembrie 2012 la alegerile parlamentare. De la ce partid? USL. USL? A candidat atunci. Nu, 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 nu. Nu, că ăștia promit, atunci a promis și n-a făcut nimic. Este Leonardo Badea. Ați votat în decembrie 2012 la alegerile parlamentare. Nu mai știu. Ce partid e? Din USL. Atunci a participat cu USL-ul. Eu am mers cu pont. Dumneavoastră, toți politicienii, veniți în fiecare an la electorat cu un proiect de țară și nu faceți nimic din el. Și ne spuneți că nu există un proiect de țară. Dâmbovițenii, dar și întreaga țară au auzit cu siguranță de Leonardo Badea în luna aprilie 2015, când senatorul a fost tras la răspundere de un puști de doar 10 ani, în cadrul emisiunii Fețele Puterii de la MDI TV. Răzvan, foarte atent la discursurile politicienilor și revoltat că promisiunile făcute în campaniile electorale nu se adeveresc niciodată, l-a sfătuit pe senator să se țină de cuvânt în fața poporului. Politicienii, mai ales cei care au ajuns în Parlament, ar trebui să o facă în primul rând pentru cei care i-au votat, adică cei din colegiu. Ar trebui să și... Te uiți la domnul Badea pentru că este senator în... Pe colegiu. Pe colegiu tău, nu? Da. Și ar trebui să facă ceea ce a promis oamenilor din colegiu, că de-aia este senator, pentru faptul că... pentru faptul că au... oamenii au crezut în promisiunile dumnealui și tot ce le-a zis că o să facă.
și ar trebui și să se țină de cuvânt. Nu vă supărați, domnule politician, ci luați aminte de la puștul care reprezintă vocea viitorilor votanți. Mai mult decât atât, nu uitați că sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță, după cum spunea Nicolae Iorga, pe care îl citați chiar dumneavoastră pe blogul personal. Spune-mi ce ai făcut ca să-ți spun cine ești.